Elita rusă ar lua în considerare înlăturarea lui Vladimir Putin de la putere. Informația a fost dată de serviciile secrete ucrainene. Serviciile secrete ucrainene susțin că elita rusă ia în calcul înlăturarea de la putere a președintelui rus Vladimir Putin. Potrivit informațiilor lor, aristocrația au în vedere mai multe opțiuni prin care să facă acest lucru, printre care se numără și otrăvirea, o boală bruscă sau un accident. Mai exact, este vorba despre un grup de ruși influenți, care se formează în rândul elitei politice și cea din afaceri, relatează publicația ucraineană ZNU. Scopul lor este îndepărtarea rapidă a lui Putin de la putere și restabilirea legăturilor economice cu Occidentul, distruse din cauza războiului din Ucraina, susțin agenții ucraineni. Direcția Principală de Informație a Ministerului Ucrainean al Apărării a transmis că directorul FSB Alexander Bortnikov este luat în calcul ca posibil succesor al lui Putin de către o anumită parte a elitei politice ruse. Bortnikov ar fi căzut în disgrația liderului de la Kremlin, iar motivul oficial ar fi fost greșelile de calcul fatale din războiul împotriva Ucrainei. Alexander Bortnikov este o prezență extrem de discretă din cercul puterii ruse. Influența lui este uriașă, dar vizibilitatea lui publică e aproape inexistentă. Acesta are o activitate de 40 de ani în KGB și apoi FSB. Se știe că Bortnikov și alți reprezentanți influenția elitei rusei iau în considerare diverse opțiuni pentru înlăturarea lui Putin de la putere. În special otrăvirea, îmbolnăvirea bruscă sau alt accident nu pot fi excluse. Este posibil ca recenta scurgere a locației unităților cecene din nordul Chievului să fie legată de aceste procese, se arată în raportul serviciilor secrete ucrainene, care notează că informația despre ceceni a venit din partea rusă.